Brr, dar frig a mai fost săptămâna aceasta. Termometrele au înghețat noaptea și la minus 18 grade Celsius, adică a fost ger. Potrivit meteorologilor, vremea rămâne rece și săptămâna următoare, așa că să vă îmbrăcați bine dacă ieșiți afară. Vă recomandăm căciulă, fular, mânuși și ciorap de lână, valabil mai ales dacă locuiți în estul Transilvaniei. Să vă explic de ce. Aici sunt două localități despre care oamenii spun că sunt cele două mici Siberii ale Europei. Siberia, dacă nu știați, e în Rusia și acolo s-a inventat gerul. Cele două orașe de la noi sunt Miercurea Ciuc și Întorsura Buzăului. Potrivit ANM, în ianuarie 2017, Miercurea Ciuc a fost pe locul 1 în Europa la cele mai puține grade în termometre, minus 28,7 grade, cum spun bătrânii, crăpau și pietrele de frig. De ce se face aici atât de frig? Răspunsul îl găsim la ora de geografie. Orașul e înconjurat de munți, unii înalți și de peste 1900 de metri. Așa că vorbim de fapt de o depresiune situată la o altitudine de peste 700 de metri. Toate aceste lucruri favorizează un fenomen meteo numit inversiune termică. Adică pământul se răcește foarte repede și fiind mai greu, aerul rece rămâne deasupra zonei producând și ceață, ce împiedică razele soarelui să pătrundă. Dar dacă aici vi se pare foarte frig, cum o fi oare la minus 89,2 grade? Temperatura înregistrată în Antarctica? Atât pentru astăzi. Eu mă duc să beau un ceai. Numai bine, pe curând!